Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei! De data aceasta, subiectul pe care vă propun să îl analizăm în analiza astrologică și citirea de tarot care va urma la final este luna plină în Vărsător, care va avea loc în seara zilei de 19 august. Și ce lună plină interesantă va fi aceasta, pentru că soarele, hai să ne uităm pe harta momentului, soarele care este în opoziție cu luna, dacă asta înseamnă lună plină, se va afla într-o conjuncție foarte apropiată cu Mercur și într-o cuadratură, da, atât luna cât și soarele vor face cuadratură cu Uranus în Taur, care, apropo, Uranus este și guvernatorul modern al Vărsătorului, semnul zodiacal în care are loc această lună plină. Ce moment interesant! Hai să o luăm pe rând. În primul rând, ce este luna plină? Este punctul culminant al unui ciclu lunar care a început în urmă cu 6 luni. Dar, eu aici vin și vă spun că pe lângă ciclul acesta, care a început în februarie anul acesta, mai e un ciclu lunar aici care se finalizează. Și este vorba de un ciclu lunar care a început în februarie 2018, în urmă cu 6 ani și 6 luni, moment la care aveam o eclipsă, da? Un moment de lună nouă cu eclipsă în Vărsător. De ce? Pentru că atunci, în februarie 2018, luna nouă a fost exact la gradul la care vom avea acum, pe 19 august, luna plină. Prin urmare, avem aici 2 cicluri, care se suprapun, care își ating punctul culminant, care își ating finalitatea în această săptămână. Bun, pentru că apare de atâtea ori cifra 6, vreau să vă spun pe scurt câteva cuvinte și despre numerologia, simbolismul numerologic al cifrei 6, care reprezintă principiul feminin, maternitatea, dragostea, iubirea și armonia. Deci, pare să fie până acum o lună plină foarte frumoasă sau care are potențial absolut super. Da? Hai să continuăm analiza. Ca să înțelegem ce își atinge punctul culminant, în ce aspecte ale vieții noastre ajungem acum la finalitate, ar trebui să ne uităm la ce am început în viețile noastre, pe de o parte în februarie anul acesta, pe de altă parte în februarie 2018. Da? Hai să ne gândim. Primul rând vreau să mă focusez mai mult pe ciclul acesta mai lung, de 6 ani și jumătate, ce a început la eclipsă. Hai să ne gândim. Eclipsa vine cu o energie explozivă, da? Vine cu influențe pe termen lung, vine cu lucruri care sunt predestinate sau care erau menite să se întâmple în viețile noastre. Întrebarea mea este, ce semințe ați plantat în viața voastră în februarie 2018, fix pe la mijlocul lunii? Pentru că acestea ating acum maturitatea și a venit momentul recoltei. Dacă ați udat semințele și ați îngrijit plântuța aia în ultimii 6 ani jumate, acum o să aveți niște rezultate foarte favorabile. Dacă ați ignorat mesajele pe care Universul vi le trimitea la momentul respectiv, dacă ați lăsat această sămânță să crească liberă și nebăgată în seamă ca o buruiană pe câmp, acum e momentul în care vă veți confrunta cu acest lucru și va trebui să analizați cu atenție ce a ieșit din acest proces. Și vă îndemn să aveți maturitatea necesară ca să vă asumați rezultatele obținute. Pentru că, fie că ați depus efort conștient sau că ați ignorat anumite lucruri, ambele au fost o decizie personală a voastră și trebuie să vă asumați rezultatele acestor decizii. Hai să vedem acum ce înseamnă o lună plină în Vărsător și cum se diferențiază momentul de lună plină când are loc în Vărsător față de alte semne zodiacale. Păi se diferențiază prin faptul că luna plină în Vărsător ne cere să fim curajoși, ne cere să fim noi înșine, să trăim autentic, să arătăm lumii cine suntem cu adevărat. Luna plină în Vărsător vine și cu nevoia de detașare. Poate trebuie să ne detașăm de o situație, poate trebuie să ne detașăm de o persoană, poate trebuie să ne detașăm de un loc de muncă, de un cerc de prieteni sau de anumite moduri de a gândi, moduri de a aborda viața pe care le aveam și care nu ne mai sunt de folos de aici înainte. Trebuie să ne detașăm ca să vedem lucrurile mai clar, cu mai multă obiectivitate și să putem să luăm deciziile corecte pentru noi. Blocajele care apar, dacă apar în viața noastră blocaje la acest moment, sunt puse acolo ca să ne ajute să redresăm traiectoria în cazul în care ne îndreptăm într-o direcție greșită, da? Sunt spre binele nostru,
nu sunt acolo ca să ne încurce. Schimbarea e un lucru greu și dificil de acceptat și sunt de acord cu asta, dar este și unul dintre cuvintele cheie al vărsătorului. Iar la acest moment, abilitatea de a primi schimbările cu brațele deschise, de a fi adaptabil și versatil, de a nu vă lupta contra curentului, acestea sunt elementele care vă vor pune pe o poziție privilegiată. Iar cei care nu vor fi capabili de aceste atitudini și abordări vor avea de suferit. La acest moment va trebui cu toții să învățăm diferența între ce înseamnă detașare sănătoasă, ca să putem să fim un observator imparțial, versus toxicitatea detașării din acele comportamente în care ne închidem inima față de oamenii din jurul nostru, din viața noastră, ca o formă de manipulare, ca o formă de pedeapsă, ca o formă de a obține ce ne dorim noi de la ei. Cuvintele cheie pentru această lună plină ar fi eliberare, renunțare, debarasare și detașare. Și, practic, cu cât o să țineți mai tare cu dinții de o situație, de o persoană, de un gând, cu atât va fi mai brutal momentul eliberării, momentul finalității, dacă aceste lucruri, într-adevăr, au ajuns la final și nu ne mai ajută pe viitor. O altă parte din această ecuație este formată de planetele Uranus și Mercur. Mercur retrograd, care a părăsit zodia Fecioarei, unde și-a început retrogradarea și acum își continuă mersul înapoi, îndărăt, prin Leu, care este foarte aproape de Soare, acolo la un grad diferență. Da? Mercur, practic, este iluminat la acest moment, este ars și de razele Soarelui, dar este iluminat și de razele Lunii, care este vis-a-vis de el, da? Și, practic, unele lucruri pe care n-am reușit să le înțelegem mental, pentru unele probleme pe care nu reușim să le rezolvăm folosind doar logica, ei, uită că la acest moment de lună plină o să găsim soluția și o să înțelegem adevărul din spatele încurcăturii pe care încercam să o deslușim, folosindu-ne intuiția, folosind inima, folosind subconștientul și folosind partea receptivă feminină din noi. Uranus, octava superioară a lui Mercur, aduce elementul surpriză în această ecuație, mai ales că, vă spuneam, este guvernatorul modern al vărsătorului, semnul zodiacal în care are loc luna plină. Practic, dacă ne ascultăm intuiția, dacă suntem conectați atât la planurile superioare ale conștiinței, cât și la corpul fizic, la realitatea cotidiană, vom fi surprinși cât de evidente erau răspunsurile pe care le căutam, cât de simple erau soluțiile necesare pentru problemele cu care noi ne confruntăm. Al doilea careu al momentului, cel în care actorii principali sunt Jupiter și Saturn, care, apropo, acum ating iarăși un punct culminant, tot într-un ciclu care a început în vărsător în 2020 și despre care am făcut o filmare complet separată, da, pe care vă recomand să o mergeți acum, să o vizualizați pentru semnul vostru zodiacal, vă las aici linkul în colțul din dreapta sus, vă las linkurile și în secțiunea de comentarii sau găsiți filmările pe profilul meu. Ei, acest al doilea careu, în care ziceam actorii principali sunt Jupiter și Saturn, mai are acolo niște influențe de la Marte, de la Venus, da? Vedem că toate planetele participă la această conversație. Ei, și pentru detalii aveți acolo analiza completă în care am dezbătut din toate punctele de vedere tot ce aveam de spus pe acest subiect. E un subiect interesant, e un subiect care se suprapune peste tematica aceasta a lunii pline în vărsător, dar este și un subiect de mai lungă influență în viața noastră, pentru că se va repeta de 3 ori. Da? Acest careu se va repeta de 3 ori, de acum până în iunie anul următor, prin urmare, chiar dacă n-ați văzut filmarea, vă rog să mergeți să vedeți despre ce e vorba acolo. Nu în ultimul rând, nu putem să uităm de Pluto și Neptun. Pluto, la începutul vărsătorului, Neptun spre finalul zodiei peștilor, care au un sextil în acest moment. E o conversație de susținere între santinelele sistemului nostru solar. Practic, cele mai îndepărtate planete de noi ne transmit energii benefice de susținere în acest moment.
Ei, de unde vin aceste energii? Pentru că e vorba aici de Neptun și de Pluto, energiile vin din planul divin, vin de la îngerii noștri păzitori, de la ghizii noștri spirituali, de la ființe aflate în sfere superioare ale existenței. Ce putem face ca să trecem mai ușor prin această perioadă? V-aș îndemna să fiți foarte atenți la muzica pe care o ascultați, la filmele la care vă uitați, la conținutul pe social media pe care îl consumați. Dacă muzica, filmul sau, nu știu, TikTok-ul, postarea la care vă uitați, vă transmite o energie pozitivă, dacă vă simțiți bine, da, când ascultați sau când vă uitați la lucrul respectiv, atunci e un vibe pozitiv, e ok. Dacă vă simțiți inconfortabil, dacă vă enervează, vă deranjează, vă exasperează, încetați, schimbați cât de repede placa. Pentru că odată ce o luați pe spirala asta negativă, practic potențați mai mult tot potențialul negativ al momentului. Ce alte lucruri mai putem să facem? Putem să lucrăm cu lut. Dacă avem acest hobby, dacă ne place această activitate, putem să ne folosim de cristale, de pietre semiprețioase, de metale prețioase, dar aveți grijă la ce bijuterii purtați, încercați să fie de aur sau de argint, nu purtați tot felul de gablonțuri și lucruri astea, pentru că încercăm aici să ne ridicăm vibrația și prin aceste metode. În altă ordine de idei, următoarea săptămână e momentul ideal pentru ședințe de psihoterapie, constelații familiale, internal family systems, theta healing, terapie cu unger, meditație, rugăciune, orice vă atrage din această sferă spirituală și de lucru cu sinele, este foarte recomandat. Alegeți voi calea care vă atrage pe voi, nu vă așteptați ca cineva să vă dea mură în gură, pentru că aici trebuie să puneți osul la treabă, să puneți energia voastră să lucreze și să aflați exact ce se potrivește pentru fiecare dintre voi. Bun, dragii mei! Înainte să trecem la partea a doua, la citirea voastră de tarot, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care vă uitați la filmările mele, să vă mulțumesc tuturor celor care dați un like videoclipurilor mele, care îmi lăsați acolo comentarii, apreciez atât de mult toate mesajele pe care mi le scrieți, nici nu vă puteți imagina cât de mult mă bucură să interacționez cu voi și să văd că munca mea și analiza mea și gândurile mele vă sunt de folos și că cineva chiar se folosește de această informație. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine în acest traseu, încercând să creez această comunitate online. Dacă aveți întrebări pentru mine, lăsați-le acolo în secțiunea de comentarii. O să ajung să vă răspund tuturor, promit. Pentru cei care m-ați tot întrebat de astrograme personalizate, de citire de tarot personalizate, aveți răbdare că pregătesc ceva, pregătesc acolo niște pachete, niște opțiuni pentru voi, dar nu e încă momentul. La momentul potrivit o să fac anunțul aici, pe această platformă. Până atunci, vă aștept să fiți alături de mine pe această călătorie spirituală. Încerc să vă dau cele mai bune informații la care am și eu acces și sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată aprecierea voastră. Hai să vedem acum pentru săgetători, pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al săgetătorului, niște mesaje de la cărțile de tarot pentru această lună plină în vărsător. Mă includ și pe mine în aceste mesaje, deoarece eu am luna în săgetător și nu doar luna, mai sunt acolo și încă trei planete, deci am un stelium în săgetător. Dacă vă interesează, apropo, subiectul acesta al steliumurilor sau alte subiecte astrologice pe care vreți să le dezbatem împreună, să le analizăm, lăsați-mi în comentarii și o să mă gândesc la niște materiale în această direcție. Bun, o să scoatem trei cărți de tarot. Prima va fi ca să vedem ce era sub filtrul conștiinței și se iluminează sub această lună plină pentru săgetători. A doua carte ca să vedem cum ies la iveală aceste informații. Și a treia carte ca să vedem care e surpriza, da? Care e elementul surprinzător al momentului. Bun, hai să vedem ce era sub filtrul rațiunii. Doiul de săbii. Cum iese la iveală doiul de săbii, cu arcana majoră luna,
am mai ieșit odată pentru un semn zodiacal, nu mai știu exact pentru cine, dar am mai ieșit odată în citirile de tarot și surpriza momentului, asul de săbii. Și asul de săbii a tot ieșit în citirile de tarot pentru această lună plină. Ies la iveală multe adevăruri ascunse, multe minciuni o să fie date în vileag în această perioadă. Așa că o să fie interesant și ce se va întâmpla în mass media și în viața publică în general. Hai să o luăm pe rând. Doiul de săbii. Niște frici, niște frici iraționale, niște lucruri pe care noi săgetătorii efectiv am refuzat. Am refuzat cu orice preț să le acceptăm, am refuzat cu orice preț să le vedem. La noi sau la alții, dar în primul rând la noi. Da? Niște puncte slabe pe care le avem, niște tendințe de autosabotare sau niște tendințe autodistructive pe care le avem și pe care le-am ignorat complet, ani la rândul le-am ignorat complet. Din 2018 până acum le tot ignorăm, poate chiar dinainte de 2018 le tot ignorăm. Ei, acum, sub această lună plină în vărsător, nu vom mai putea să ignorăm toate aceste lucruri, nici la noi, nici la alții, da? Și atenție aici, dragii mei săgetători, că uneori universul ne pune în cale niște oameni care reflectă, practic, punctele noastre slabe sau ceea ce ne deranjează la noi. Să știți că de obicei, atunci când ceva ne deranjează la o altă persoană, ne supără, ne creează o stare de disconfort, de obicei se întâmplă acest lucru pentru că recunoaștem și în noi aceleași minusuri pe care le vedem în persoana de vis-a-vis de noi, ca să-i spunem așa, da? Că e soț, soție, iubit, iubită, copii, părinți, colegi, vecini, frați, surori, nu contează, da? Lucrurile care ne deranjează la persoanele din jurul nostru, de obicei, sunt lucruri care sunt adânc înrădăcinate și în noi, dar pe care noi le ignorăm sau le ascundem și de aceea ne deranjează. Așa că v-aș ruga, dragii mei săgetători, în această perioadă, ca să identificați exact care sunt lucrurile care ar trebui să lucrați în continuare, poate să vă gândiți și la asta. Ce mă deranjează la oamenii din jurul meu și în ce situații am și eu comportamente similare sau fac și eu aceleași lucruri sau am și eu același mod de gândire sau în ce situații mă lovesc și eu de aceleași limitări pe care le văd la aceste persoane și care mă deranjează la ei sau la ele. Da? Pentru săgetătorii care sunt un pic mai avansați în procesul ăsta de autocunoaștere și de autodezvoltare, pentru cei care faceți terapie, pentru cei care meditați, pentru cei care sunteți un pic mai avansați în căutările acestea spirituale, fiți atenți în jurul acestei date de 19 august, câteva zile înainte și după, pentru că s-ar putea să aveți niște momente din acestea de aha, niște momente în care parcă toate piesele puzzle-ului se aranjează și niște subiecte, niște blocaje pe care voi ați tot lucrat cu terapeutul vostru sau cu coachul vostru sau poate le-ați lucrat individual, da? Subiectele acestea care au tot fost blocate și le-ați tot lucrat și nu se întâmpla nimic, dintr-o dată vă catapultați înainte și o să aveți parte de niște progrese semnificative, da? Chiar de invidiat. Bun. În ce fel ies la iveală toate aceste lucruri? Păi, vedem aici arcana majoră luna, uitați, cu această superbă lună plină pe fundal. E posibil ca aceste adevăruri sau catalizatorul pentru aceste revelații pentru săgetător să fie cineva din zodia pești. Deci, atenție la pești din viața voastră, că au zodia, luna sau ascendentul în pești, da? Persoanele astea vă arată exact punctele voastre oarbe, da, your blind spots. Le vedeți prin pești din viața voastră. În altă ordine de idei, arcana majoră luna vorbește despre suișuri și coborâșuri și vorbește despre emoțiile noastre. E posibil să aveți parte de niște roller coaster emoționale. De ce? Tocmai pentru că sunt anumite lucruri pe care le ignorați, pe care le suprimați, pe care le ascundeți, pe care încercați să le înăbușiți în voi și în momentul ăsta, sub această lună plină în vărsător, nu se mai poate. E ca o oală sub presiune care dintr-o dată, bubuie, explodează, da? E doar o explozie acolo pe moment
Și pe urmă voi trebuie să curățați bucătăria. Cam asta se întâmplă și în bucătăria voastră internă, metaforic vorbind, da? Ok, surpriza momentului, asul de săbii, surpriza momentului este că odată ce bubuie treaba, da, odată ce are loc această explozie, odată ce toată presiunea din cucta asta, din oala asta sub presiune este eliberată, o să vă simțiți mult mai ușurați, da? Cu asul de săbii, calea care este de urmat de aici înainte va fi foarte clară, adică e logic. Odată ce nu mai am banderola asta la ochi, odată ce văd lucrurile clar, odată ce las armele jos și nu mă mai lupt cu oamenii care de fapt încearcă să mă ajute, pe urma adevărului e foarte clar, calea de urmat e foarte clară, dintr-o sută de mii de oportunități rămâne una singură care e validă și care ne va duce într-adevăr la rezultatul pe care îl dorim. Pentru că, dragii mei săgetători, noi nu avem nevoie de două săbii. Noi avem nevoie de o singură săgeată. Că ăsta e simbolismul zodiei noastre, da? Și aceste două săbii îmi arată și foarte multă indecizie, da? Indecizie, dar de ce e această indecizie? Pentru că mentalul și emoționalul nu erau aliniate, nu erau corelate, pentru că în plan mental eu credeam că viața mea trebuie să arate așa, dar în plan emoțional acel prototip de viață pe mine de fapt nu m-ar împlini, nu mi-ar aduce împlinirea emoțională, da? Pentru că, din nou, era acolo o lipsă de autenticitate, o discordanță între cum cred că ar trebui să fiu versus cum simt că sunt eu de fapt. Și atunci când mentalul suprime emoționalul, nu e bine. Nici când emoționalul suprime mentalul, nu e bine. Că atunci bubuie și explodează lucrurile fără sens, da? Și undeva o să găsim acest echilibru. Iar echilibrul ăla îl găsim când? Când suntem autentici. Când lăsăm armele deoparte și ne dăm seama că noi, săgetătorii, avem tot timpul armele în interiorul nostru sub forma celor săgeți ale centaurului care ne reprezintă. Da? Care sunt săgețile alea? Sunt mintea și inima aliniate. Da? Atunci când mental și emoțional suntem aliniați, atunci când avem și un plan bine pus la punct rațional, dar și intuitiv simțim că ne îndreptăm în direcția corectă, atunci săgețile noastre își ating ținta fără greș, 100% din timp. Bun, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru atenție. Dacă n-ați făcut-o încă, nu uitați să dați un like acestui video, să vă abonați canalul meu de YouTube, să-mi lăsați acolo un mesaj cât de scurt în secțiunea de comentarii, să vă uitați și la celelalte filmări pe care le-am pregătit pentru voi și stați cu ochii pe canalul meu pentru că urmează foarte multe alte surprize pentru voi. Doresc să treceți cu cât mai mare ușurință peste tot ce urmează, hai să o luăm așa, peste tot ce urmează în astrologia momentului, luna august, da, e un moment foarte încărcat, dar o să trecem noi și peste ăsta, că am trecut și peste momente mai grele, dar acum trecem peste ele împreună. Pa, pa!